Bună ziua, doamnelor și domnilor! După mai multe poticneli și suspendări ale discuțiilor, Comisia pentru Învățământ a reușit să cadă de comun acord asupra mai multor amendamente aduse la legea educației din învățământul preuniversitar. Despre ce este vorba în câteva momente. Cine a reușit să aducă județul Hunedoara din nou în gala laureaților al Festivalului Național Drăgan Muntean, unde poate duce consumul de alcool fără măsură? Ce vor sărbători românii începând din acest an în data de 30 noiembrie, dar și ce surpriză pregătește administrația locală din Certej, aflați imediat. Sunt Andreea Patrichie, urmează știrile Hunedoara 1. Scene cumplite petrecute sâmbătă spre duminică noaptea în localitatea Săulești. Pe fondul consumului de alcool, un individ a aplicat mai multe lovituri de cuțit unui bărbat în partea dreaptă a pieptului și în zona craniană, cauzându-i acestuia multiple leziuni traumatice care au pus în pericol viața victimei. Acum bărbatul are nevoie de cel puțin 2 săptămâni de îngrijiri medicale. Procurorii au decis arestarea preventivă a atacatorului pentru 30 de zile pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Din cercetările efectuate în cauză, rezultă că în noaptea de 22 spre 23 aprilie, în localitatea Săulești, pe fondul consumului de alcool, un bărbat a aplicat cu un cuțit o lovitură unei alte persoane în zona hemitoracelui drept fața anterioară, cauzând o plagă înjunghiată și o altă lovitură la nivelul capului, zona temporală stânga, cauzând plăci ale scalpului. Leziuni traumatice ce au pus în primejdie viața persoanei vătămate și necesită pentru vindecare între 14 și 16 zile de îngrijiri medicale. Prin ordonanța din data de 23 aprilie, ora 0 și 30 de minute, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au dispus reținerea inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore. La data de 23 aprilie, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au solicitat Tribunalului Hunedoara arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, cerere care a fost admisă. Precizăm că aceste activități nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, a declarat procuror șef secție judiciară Sanda Ioanela Draia, purtător de cuvânt la parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.